După luni de șantiere, astăzi spațiul destinat publicului de la Casa Județeană de Pensii din Baia Mare a fost redat beneficiarilor săi, într-o altă formă, mai apropiată de cerințele și valorile specifice Uniunii Europene. Au dispărut paravanele care despărțeau vârstnicii și celelalte categorii de public de funcționari și au fost introduse dispozitivele cu bonuri de ordine, așa cum există la Serviciul Pașapoarte și Înmatriculări și la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă. Proiectul de modernizare a instituției a fost demarat cu mulți ani în urmă. Însă din lipsă de fonduri, abia în anul 2016 s-a putut materializa o parte din acest proiect. După cum vedeți, s-a realizat modernizarea spațiului destinat publicului și s-a amenajat spațiul pentru serviciul de expertiză medicală în incinta instituției. Valoarea investiției depășește suma de 1.100.000 de lei și pe lângă reamenajarea spațiului destinat publicului și celui pentru cabinetele de expertiză medicală, s-a lucrat și la rețeaua de energie electrică și a fost realizată și instalația pentru prevenirea și stingerea incendiilor. Banii provin de la Casa Națională de Pensii. Fiecare inaugurare a unei investiții de acest tip înseamnă un pas înainte spre normalitate, servicii mult mai bune oferite cetățenilor, în cazul de față, în marea lor majoritate, oameni în vârstă. Nu trebuie niciodată să uităm că instituțiile se află în slujba cetățeanului și trebuie să facem eforturi oricât de mari spre a-i feri pe aceștia de umilința statului la cost, de așteptarea prelungită în spații improprii, de a fi tratați fără amabilitate de unii funcționari. Amenajarea sediului Casei de Pensii Marea Mureș este parte a unui proiect al Casei Naționale de Pensii Publice în parteneriat cu toate casele teritoriale de pensii și care, pentru județul Marea Mureș, s-a materializat. Dragi colegi, îmi exprim admirația față de tenacitatea dumneavoastră de a depăși toate dificultățile inerente realizării acestui proiect și, privind în jur, înțeleg că efortul dumneavoastră a fost răsplătit. Un câștig deosebit este faptul că în imobilul de pe strada școlii vor funcționa și cabinetele de expertiză medicală. Astfel, oamenii nu vor mai trebui să facă atâtea drumuri. Acestea însă vor fi deschise în noile spații abia de la începutul lunii martie.